Consiliul Județean face pregătiri pentru a asigura circulația rutieră în condiții sigure pe drumurile județene pe perioada sezonului rece 2020-2021. Aleșii județeni au votat la ultima ședință a deliberativului propunerile de încadrare pe nivele de viabilitate și de intervenție pe rețeaua județeană de drumuri. Pe nivelul 1 au fost încadrate drumurile care leagă județul Suceava și județele învecinate, dar și zonele cu populație numeroasă. De asemenea, accesul la aeroportul Ștefan cel Mare Suceava este considerat de prim interes. În fiecare an, înainte de începerea sezonului de iarnă, aprobăm încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor județene. Menținem nivelurile de viabilitate la nivelul anului trecut. Deci, așa cum am avut și anul trecut, inclusiv deschis Rarău din Pojorâta până la Rarău și închisă partea de spre Chiril. În rest, nu avem alte probleme, doar două informații, pentru că am întrebat direcția de drumuri. Stocurile de nisip, circa 8200 de tone de nisip, au deja pus în anumite puncte pentru 30 de zile și circa 860 de tone de sare în momentul de față. Urmărim pregătirea pentru iarnă. Am cerut marcaje rutiere să se facă, să nu ne prindă perioada grea cu ceață, fără marcaje și indicatoare rutiere. Și în rest, alte probleme deosebite noi nu avem.